Salut, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou video de pack opening. Avem astăzi foarte multe pachete de deschis. Avem 3 player picks, avem 80 plus, 82 plus, 83 plus, chiar și un 84 plus. Așadar, sper să prindem și noi ceva bun astăzi, pentru că, din păcate, weekendul trecut n-a fost foarte important. Au suferit foarte, foarte mult și am scos doar 7 victorii în cele 20 de partide. Avem 3 player picks și avem primul de 80 plus. Hai să vedem ce primim aici. Dali este singura pe care nu o avem în echipă și o luăm, are și OVL-ul cel mai mare, 85, și 2 de 84 plus. Aici trebuie să primim ceva mai bun. Cristiano Ronaldo! Sí! Nu este el, wow, dar abia aștept să-l folosesc. Acum un atac și încă unul. Onana și Rapinoe. Onana l-am avut, l-am dat. Rapinoe nu știu nimic. Îl luăm pe Onana, ambii de 85. Nu mă așteptam să primim cardul ăsta al lui Cristiano Ronaldo, dar deja începem foarte, foarte bine. Deja avem parte de un card foarte interesant. Începem cu acest card de bronz pe care n-am putut să-l desfac înainte pentru că aveam acele player picks. Și mergem repede la celelalte pachete. O să începem cu ceva mai mic deocamdată. Hai să începem cu ăsta cu un 75 plus. Nu mă aștept la mare lucru de aici. Hai să vedem fundaș central de la Sociedad, de Lustondo sau cine? Azubeldia. 80. Nu e rău. Au 75 plus. Ne dă chiar bine aici. Și nu știu ce să continuăm. Avem foarte multe de 80 plus, avem și Jumbo, avem și un Team of the Week. Avem foarte multe pachete de deschis astăzi. Hai să continuăm cu acest 75 plus. Al doilea de 75 plus, italian, right back, Di Lorenzo. Nu e rău deloc. Ce m-am păcălit. Era superb Di Lorenzo, dar ne-l dă pe Lazari. 79. Era superb Di Lorenzo. Avem și un mega pack, așadar foarte multe lucruri interesante ne așteaptă astăzi. Hai să începem cu 80 plus. Germania. Cam. De la Eintracht. Ghiuți. Mario. Mă gândesc. Aolo. Regang. Mi se pare că e destul de bunicică. 83 OVR. Și Coates pe spate. Dar din ce am căutat eu, părea că este un card destul de interesant ăsta. Așa, mergem mai departe. Un nou 80 plus. Franța. Atacant. De la United. Pe ăsta, Martial. Antony. Doar 80 pace. 80 OVR. Nu este nici wow, dar nici foarte, foarte bine. Mai avem 80 plus. Continuăm cu 80 plus. Aș vrea să trecem repede prin ele. Brazil, atacant Talisca, cine? De la Al Nassr, nu poate să fie altcineva. Destul de bun și cardul ăsta. Am văzut foarte mulți îl folosesc. Mi se pare că are 5 cu 5. Ceva de genul. Ia să vedem. Are 4 cu 4. Nu e rău, îl aducem acolo, poate reușim să-l legăm cumva cu Cristiano Ronaldo, vedem noi la un moment dat. Și continuăm destul de bine, surprinzător de bine, nu mă așteptam. Croația, Siliem, Al Nassr, chiar nu-mi dau seama cine ar putea fi. Brozovic, facem echipă de Al Nassr, ce să mai, dacă tot îi primim pe toți astăzi, de ce nu? Brozo, Talisca, Ronaldo, hai să ne vine și portarul ăsta, a fost la Chelsea, Mendy, și practic jumătate de echipă este asigurată. Islandez, parcă am văzut eu, Rømer Whitemate de la Wolfsburg,
Jonsdottir, 82, a mutat la PES și era să zic 92. Nu știu nimic despre acest card. Continuăm cu 80 plus. Rare Gold Spain CDM de la Atleti. Da, aici putea fi și fată, dar primim Coche. Buricel cardul, nu este rău. Și el destul de slăbuț pe din 80 plus, ce te aștepți. Continuăm. Încă un 80 plus. Am zis, avem foarte multe 80 plus astăzi. Argentina. CM. De la Liverpool. McAllister. 82. Slăbuț. Slăbuț. Foarte slăbuț. Doar 82. Și încă un 80 plus. America e clar fat. Goalkeeper de la Portland Thorns. Bixby. 84. Ok. Poate reușim să facem și noi un SBC cu aceste carduri, pentru că acum clar o mai foarte mulți fodăși după ce deschidem aceste pachete. Și trebuie să mă uit să văd ce. Trebuie să mă uit să văd ce SBC important a putea să facem. Mario Rui de la Napoli, 81. Și am terminat, cred că, cu 80 plus. Ia să vedem dacă mai avem freunul. Nu mai avem. Să începem cu... să începem cu asta. Nu. Asta, haide, cu Prime Gold Players Pack. Am putea să intrăm la alea Jubo. CM Scoția de la Chelsea, fată. Nu știu niciun scoțian de la Chelsea, da. Care să joace mijlocaș central. Cuthbert. Și avem Franci, 83 pe spate. Destul de bunicel. Îl dă pe Mario Rui, Lamela și Pepe. Dubluri. Acum încolo o să înceapă cu dublurile, mai da. A mers prea bine. Avem aici 82 plus, Small Electrum Players Pack, ia să vedem. Noi intrăm în 82 plus deocamdată, din nou fată, cred, american de la Bournemouth. Adams. Ok, 78, destul de slăbuț ăsta. Nici pe spate n-a fost ceva mai bun. Ia să vedem cu ce continuăm. Hai să intrăm în astea în Jumbo Players Pack, nu? Începem cu astea de cu 12 items. Spain, atacant de la Villarreal, Gerard Moreno. Altul nu avea cum să fie, mi se pare că îl mai avem. Nu mai avem. Ok. Otavio, Jacobson, nimic interesant. Javi Galan, Insigne și Betu. Hai să îi punem pe lista de transferuri, așa la vrăjeară, pentru că mi-aș dori să-l ținem pe Beto și pe Insigne, dar și pe Javi Galan. Nu știu sigur dacă îi avem untradeable pe ceilalți, dar vedem. Turer Gold Players Pack. Asta mi-a sărit în față. CDM de la Inter Miami. Busquets. Sergio Busquets, 83. Continuăm destul de bine. Primim carduri destul de interesante. Ne mai dă o dată pe Franci, care este dublură și este și untradeable. Deci nu putem să o ducem acolo în lista de transferuri. Mai avem un Turer Gold Players Pack. Argentina. Right back. De la Atleti. Molina. Sau ce? Da. 82. Nu m-am uitat cât e de bun cardul.
aducem acolo în grup și vedem mai târziu. Important e să avem opțiuni. Așa, cu ce continuăm? Aceasta este întrebarea. Hai să deschidem că mai avem aici un Prime Gold Players Pack și după ar trebui să înceapă spectacolul, ar trebui să vină cardurile alea speciale. BVB Julian Brandt 84, foarte multe carduri de 84 primite astăzi. Nu am de ce să mă plâng. Și două dubluri cum era de așteptat, Kovacic și Martial primit mai devreme. Și acum e acum. Începem cu 82 plus. Da, cam așa ar trebui să începem cu alea de 82 plus, pentru că aici avem doar câte un singur jucător și avem doar 3 pachete. Trecem repede prin ele. Argentina, Roybeck, iar mă Molina. Iar Molina. Superb. Ok, scăpăm repede de el. Foarte urât asta. 82 plus. Din nou. Spain. Siem. De la Villarreal. Chiar nu știu cine ar putea fi. A, Dani Parejo, 86. Un walkout. Mi se pare că l-am deja. A, nu mai am. Înseamnă că am scăpat de el cumva. Așa, și mergem la ultimul de 82 plus. England, CB, de la Roma, Smalling. Este rău, chiar nu știu ce OVR are, 84. Poate îl vom încerca și pe el la un moment dat, dar deocamdată nu cred. Nu cred că se pune problema. Iar acum am avea 83 plus. O să continuăm cu ăsta, 83 plus, de ce nu? Un nou englez, din nou CB, din nou Roma, din nou Smolnik. Sunt stai de două ori consecutiv. De două ori consecutiv. Superb. Ok. Așa, cu ce să continuăm acum? Jumbo. Am să începem cu astea. Gold Pack Jumbo de la Bayern. Musiala. Era frumos, era frumos un Musiala. Mi-am dorit să-l cumpăr de câteva ori, dar n-am avut coin să suficienți. Müller l-am avut, am scăpat de el. Nu este wow. Și mai avem încă unul parc. Da. Brazil. Atacant. De la Levante. Mă gândeam la Gabriel Jesus, dar na. S-a dus în Spania, fată, Gabi Nunes. 81 ore. Slăbuț. Slăbuț. Nici pe spate n-a dat ceva foarte, foarte bun. Ok. Hai să mergem la acest 83 plus. 10 jucători de 83 plus. Hai cu ceva bun. Franța. Sibi de la Lyon. E fat. Renard, pe care o mai avem. Și Rodri pe spate. 89. 2 de 89 din cardul ăsta. Din pack-ul ăsta, pardon. Nu este rău. Nu este rău. Și Kanté acolo. Ruben Neves. Marco Asensio și el și Renard cu Busquets, dubluri. Păcat. Păcat. 88. Trebuie să-l aruncăm la noi, nu avem ce să facem. Avem două jumbo. Începem cu primul. Brazil. CB. De la Chelsea. Thiago Silva. Avea cine să fie altul. 84 overe. Ar prețul destul de mic. Hegering, Fernando, Danso. Foarte mulți jucători aici și câteva carduri duplicate, cum era de așteptat. Ultimul Jumbo.
Germania, CM, Real Madrid, Toni Kroos, 86, bun Cardol. Da, nu e rău deloc. Și Klaus pe spate. Cât este un Klaus? Mă interesează. Compare price. 20.000 de coins. Dar nu o să-l dau, pentru că am nevoie de fundaș dreapta. Toni Kroos să vină și el acolo. Sheridan, 85. Nu e rău deloc cardul ăsta. Pachetul ăsta nu e rău deloc. Știu, chiar nu știu cât am putea noi să scoatem pe ei, dar hai să încercăm să îi menținem. Îi punem așa la vrăjeală pe listă doar pentru a-i păstra în club. Bun, rău de tot. Iar acum avem un rare mega pack, un 84, doi jucători și un Team of the Week. Începem cu Team of the Week. Haide, tată. Da, s-a dus în Finland. De la Inter Miami. Card special, Taylor. Am vrut să-l cumpăr la un moment dat, 80. Arată destul de bine din vedere al stats-urilor, dar nu prea ai cum să-l legi. Team of the Week, 3-4 are. Și este și untradeable. Îl aducem acolo în club. Ultimele două pachete. Nu știu cu care să încep. Dau și eu la liberală care o fi o fi. Am deschis mega pack-ul ea. Germania, Simi de la Dortmund, Schlotterbeck, Hummels, care de vrei? Hummels, 83. Slăbuți, foarte slăbuți. Se putea mult mai bine cu siguranță. Poate are ceva pe spate? Da, n-are ce să aibă pe spate. N-are ce să aibă pe spate. Niște dubluri. Kanji. Și sunt ce untradeable. Și facem la ultimul pachet. 84 ori 2 rare gold player pack. America, goalkeeper, Portland Hortz, n-am mai primit mai devreme. Aceeași pată. Bixby, 84. Fușiu, cardul ăsta, pachetul ăsta de 84 plus și n-ai dublură. Nu e frumos. Și Depay acolo. Skelmops, 5 star. Nu este rău. Hai, destul de ieftin Depay. Și Bixby se duce repede. Da! Interesant! Interesant! Interesante pachetele deschise astăzi. Am reușit să aducem primit cel mai important. Aducem un card care probabil va veni acolo în primul 11. Reușim să primim 1, 2, 4, 6, cel puțin 6 carduri destul de interesante. Mă refer aici la Rodri, care poate veni ca titular. Toni Kroos, nu știu dacă putem să-l legăm noi, dar este o variantă interesantă. Cristiano, 5 star skill moves, 4 star weak foot, pare că n-are ce căuta. N'Golo Kanté, numai el. Ce era, dar e bine. Jonathan Klaus, dacă nu mă înșel, cel mai bun fundaș dreapta în momentul de față în joc. Așadar, câteva carduri destul de interesante, câteva carduri destul de importante. Cam atât pentru astăzi. Mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare. V-am pupat!